Bună ziua! Bună ziua! Mai spuneți-mi o dată cum vă numiți. Marina Costa. Marina Costa este un pseudonim, da? Da. Lelia Elena Vasilescu mă numesc. Aveți o lansare de carte, da? Da. Poezii, proză? Proză, un roman de aventuri. Ce tratează... Care este subiectul cărților dumneavoastră? Este un roman istoric din perioada vikingilor și se bazează pe una dintre teoriile istorice, cum că zeul aztec Quetzalcoatl, civilizatorul, ar fi fost de fapt un viking. Cartea se numește... Pribegii mărilor. Pribegii mărilor. Sper să se vadă și la cameră. La ce editură este publicată? Editura Beta. La domnul Roșu. Ba, îi mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul și... Hai, lăsați, că își face treaba, nu-l mai lăudăm, că după aia vedeți că intră în cadru. Da, dânsul îmi place că promovează toate cărțile publicate și autorii, face prezentări foarte frumoase, dar aș vrea să-mi spuneți de ce ați ales dumneavoastră să vorbiți despre vikingi și nu ați ales să vorbiți despre Zamolxe? Pur și simplu m-a inspirat la un moment îndepărtat al istoriei, pentru că o primă versiune a acestei povestiri în mai puține pagini, și erau pagini de caiet pe vremea aceea, am scris-o prin 1988. Așa că... Wow! Puteți spune cine v-a făcut un cuvânt înainte la carte, dacă cineva v-a făcut? Nu mi-a făcut nimeni. Am explicat eu ce m-a inspirat și cum. Am înțeles, dar cine vor fi cei care vor veni să vorbească despre carte? Doamna Eliza Roha și mai, am înțeles că mai sunt. Mai e o doamnă, dar nu mai știu cum o cheamă. Am înțeles, dumneavoastră aveți emoții. Doamna Eliza Roha, o să vă rog pe dumneavoastră, pentru că eu nu pot să vin, că ies din cadru. Nu? Rămâneți aici. Veniți un pic. Veniți un pic aici, mă iertați, doamna Eliza Roha. De obicei mă ridic eu. Puteți spune un cuvânt, că știu că această carte s-a publicat la editura soțului dumneavoastră, domnul Nicolae Roșu. Eu zic mai pe scurt, Nae Roșu. Sper să nu mă audă să mă strângă de gât. Îmi puteți spune ceva despre scriitura doamnei? Pe scurt, așa. La Marina Costa este de la primul roman, se dovedește de la primul roman, o scriitoare talentată și de mare viitor. Îi urez mult succes. Cartea este o reușită, e o carte frumoasă, care se citește cu plăcere, care se citește ușor, e o carte plină de informații, însă are un bagaj de informații, de date istorice deosebit de bogat, pe care cu mult talent știe să le ofere cititorului. Ați făcut cumva și o recenzie, o să vorbiți acum la deschidere? Voi vorbi și îmi face plăcere că am ocazia să vorbesc despre această carte și despre condeiul deosebit de reușit și de bine format al doamnei Marina Costa. Și cred că îi va purta noroc editura Beta, pentru că și eu mi-am lansat primul roman la Meditator, la editura Beta, și iată că mi-a mers bine. Doamne ajută să public și eu un roman la editura Beta. Și eu abia aștept să citesc, mă bucur că în sfârșit mai particip și eu la lansare de proză. Eu iubesc maxim proza. Mă bucur că sunteți aici. Doamna are emoții. Nu o să mai întreb nimic. Vă doresc succes, doamnă. Succes de librărie. Mulțumesc. Și dumneavoastră și soțului. Și să ne vedem sănătoși cu toții. Mulțumim pentru interviu. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc.